Bună tuturor, eu sunt Jelena și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un video în colaborare cu o găgică super. Canalul este Jasmine Sorana. O pupăcesc pentru că e o drăguță și eu o urmăresc cu mare drag. O să vă las în info box linkul către canalul ei, să vă duceți la ea. Și amândouă ne-am gândit să facem un video care să fie pe placul tuturor. Și anume, știai că? Adică am luat 10 personaje din perioada aceasta și am căutat curiozități despre ele și haideți să vedem ce am găsit. Numărul 1. American Horror Story. Personajul Axeman a existat într-adevăr cam la începutul secolului, prin 1912, cred, dacă nu mă înșel, și anume era un serial killer. Scrisoarea pe care actorul o citește și o scrie în film este cea originală, adică killerul din acea perioadă invita lumea să asculte jazz, altfel o ucideau. Numărul 2, Teen Wolf. Eu am văzut, cred că, o stagiune sau două, că nu prea aveam timp așa să urmăresc. Era super, super, super. Este super, super, super. Și îmi plăcea nebunie. Și am căutat o curiozitate despre Scott și am descoperit că nu este doar un actor, este și un cântăreț și face parte dintr-un grup muzical care se numește Lost in Costin. O să vă las în info box toate curiozitățile pe care le-am găsit ca să le căutați, că eu nu prea știu să pronunț bine așa. Numărul 3. Ce avem la numărul 3? Pretty Little Liar. Toată lumea îl cunoaște, și băieți și fete, pentru că fetele au nebunit băieții cu povestea asta. Și anume, ce am găsit eu? Actrița care interpretează rolul lui Hannah, a apărut în seria Hannah Montana. Era găgicuța lui Jackson. Jackson, cine era Jackson? Fratele lui Hannah Montana. A patra curiozitate este Supernatural. Eu ador. Este super, super, super frumos și drăgălaș. Și haideți să vedem ce am descoperit. Când a apărut filmul Supernatural, puteai să-l sun pe din la un număr de telefon, stai să citesc. Numărul era 866-907-3235 și răspundea vocea lui care îți spunea acesta este din Winchester. Dacă este o urgență, lăsați un mesaj. Dar din păcate au șters numărul. Păcat că l-aș fi sunat imediat. A cincea curiozitate. Gossip Girl. Hotelul de Empire există într-adevăr, se află la New York și acolo servesc acel cocktail X0X0 cu acel ingredient secret care nu se-l spune nimănui. Deci, fetelor, când o să ajungeți pe la New York, să treceți pe la barul ăsta și să beți cocktailul. Numai dacă sunteți majorene. Nu știu cum să spun românește, nu? A șasea curiozitate este despre Vampire Diaries. Vampire Diaries. Come? Ripeti. The Vampire Diaries. A șasea curiozitate este Vampire Diaries. Vabbè, ma mettila. Metti i sottotitoli.
Vampire Diary. Bine, v-ați înțeles. Toate episoadele din stagiunea 6 sunt numite după cântece din anii 90. Hai că am reușit. A șaptea curiozitate despre One Direction. Vreau să video asta astăzi nu se facă ca lumea, dar bine, adic. Că noi am avut ani de zile o fan foarte mare a lui acestui grup și ne-a făcut să fim fan și noi toată casa. Am fost și la Milano la un concert. Și mie îmi place să ascult melodiile lor, nu toate, dar aproape toate îmi plac. O să tai aici. Și ce vreau de să vă spun? Nayal este ăla care îmi place mie, mai simpatic, așa mai plăcut. Și vreau să vă spun o curiozitate despre el. Mascota lui sunt o pereche de șosete albe. Poate le-a spălat sau nu le-a spălat? Să sperăm că le-a spălat. Următoarea curiozitate, numărul 8. Despre Justin Bieber, care eu l-ador. Voleu fare lău, ori. Come si fa love? Eu iubesc Justin Bieber. Ce curiozitate am găsit despre Justin Bieber? Voi trebuie să știți că Justin Bieber dă pupicul de noapte bună mămicii sale în fiecare seară. Ce drăguț, ce frumos! A noua curiozitate despre grupul Carlos Dream. Acest grup muzical care îl cunoașteți toți vor să transmită un mesaj către toată lumea. Mesajul este ăla de a nu fugi în fața dificultăților, de a le înfrunta. Și este un mesaj foarte, foarte frumos din partea lor. A 10-a curiozitate este despre Pokémon Go, care și eu mă joc. Dar să vă arăt. Să vă arăt că și eu mă joc la Pokémon Go. Unde? Pokémon Go. Nu sunt prea de parte, așa că nu prea am avut timp, dar am găsit că timp și mă lucrez mai mult la el aici. Dar să vă arăt la ce nivel sunt. Haide mă! E cald de mod la mine aici. Nu mai pleacă. Bine, oricum, uitați să mă joc și eu. Și vreau să vă spun că niște specialiști s-au pus la treabă și au vrut să vadă câte calorii se consumă jucând o săptămână la Pokémon Go. Adică se consumă 1800 de calorii pe săptămână. Deci culați-vă după scaun și dați drumul cu Pokémon Go. Acestea au fost curiozitățile pe care eu le-am găsit în lumea întreagă. Adică nu m-am dus să le caut așa, le-am căutat pe Google. Și sper că video-ul v-a plăcut. Nu uitați să vă duceți să vedeți și canalul lui Jasmine Sorana. Vă las în infobox link-ul către canalul ei. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Like, 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 like.